Avioanele ce urmează să plece pe 1 septembrie de pe teritoriul României nu vor mai decola. Controlorii de trafic vor fi în grevă generală, nemulțumiți de mai multe aspecte ale contractului colectiv de muncă. În sprijinul lor a venit astăzi și decizia instanței. Judecătorii de la Tribunalul București au decis că greva generală anunțată de sindicaliștii de la Romața este legală. Declanșarea protestului ar putea paraliza două treimi din zborurile avioanelor, controlorii de trafic fiind obligați prin lege să asigure o treime din traficul aerian. Potri sindicaliștilor, din 3.000 de zboruri zilnice, doar 1.000 vor fi deasupra României. Cele mai afectate vor fi zborurile low cost și charterele. La jumătatea lunii iulie, controlorii de trafic au fost în grevă de avertizment de două ore, timp în care zborurile de pe aeroportul Otopeni au fost amânate. Compania a pierdut în cele 120 de minute aproximativ 250.000 de euro. Pierderi vor înregistra și agențiile de turism, care vor fi nevoite să găsească soluții pentru reprogramarea sau compensarea călătorilor și vacanțelor turiștilor programate pentru perioada următoare.